Ramona, nu mă întreb. Oricum, mai aveți 15 zile până trebuie să ne dați. Stai, mă, liniștit. Pe ce, am făcut eu vreodată de râs? O singură dată când i-am zis lui să ia. Că nu e așa, luăm de 1 martie, punem jumătate. Ce n-ai vrut, proști la cap. Și-a uitat sau ce? Da. Las că ne-a făcut chec. Adina este într-un loc ce se ocupă cu flori. Există depozite de flori. Există foarte multe florării în București, cel puțin. S-au și dezvoltat, dar nu te mai duci și iei un buchet de... Poftim niște frandran. Acum e cu aranjamente, e cu... Aia, hârtia de ziar, care toată lumea trebuie să ia așa. Hârtia de așa, păi. Un pic mai de chestii pe care nu le găsești așa ușor. Trandafiri negri, de exemplu. Ah, sunt fier pe trandafirii negri. Mm. Da. Mai ales dacă e moartă, merge bine de... E, super. Eu am primit congelați și încă îi păstrez la congelator. Ăștia congelați și mai bine. Am și eu. Bun, hai că făcusem aproape un intro, mi-a ieșit. Adina. Scuzate să ne fie introducerea. Ce ai găsit într-un depozit de flori? Flori? Bună dimineața, dragilor, transmit dintr-un depozit de flori care se află undeva lângă pădurea Băneasa, un loc minunat în care se pregătesc mărfurile pentru acest Black Friday al florilor, cum este numită această perioadă, Valentine's Day, Dragobete, 1 și 8 martie, o perioadă în care se oferă cele mai multe flori și în care cei care le vând fac... venituri serioase. Bună dimineața, domnul Traian Săplăcan, manager al unui depozit de flori. Bună dimineața! Bună dimineața, bine ați venit în lumea florilor! Mulțumim tare mult că ne-ați primit în acest univers fabulos. Mi-aș dori ca acasă să arate la fel și masa mea, o masă încărcată cu toate aceste tipuri minunate de flori care sunt în această perioadă oferite doamnelor. Și dumneavoastră, că și clienții știu că o casă fără flori aproape pustie, fără flori sau fără un animal. Specific nouă românilor, este acea plăcere și dorință și iubire mare pentru toată gama de flori. Este specific nouă și în orice altă țară din Europa veți merge, nu o să întâlniți atâta dorință de a avea o plantă deosebită, o floare aparte în casă. Și cifrele spun același lucru. În ultimii 5 ani s-au dublat afacerile cu flori, undeva la 330 de milioane de lei în 2018, pentru că de acolo avem cele mai recente cifre. Acum am trecut de Valentine's Day, spuneți-ne cum au mers vânzările și ce s-a cumpărat. Cifrele personal mă interesează mai puțin. Eu am o afacere pe care și eu și soția și Ciprian, băiatul, o facem din pasiune. Ne place ceea ce facem. Ținem cont și de o statistică, de o creștere economică. De Valentine's Day am avut cea mai mare creștere economică comparativ, raportat la anul trecut, comparativ cu oricare an din urmă. Creștere de aproximativ 19%, ceea ce este rar se întâmplă. De regulă, într-un an am o creștere relativ sănătoasă, 8, 10, 12%. Chiar ceva mai mare decât creșterea economică a țării. Și un număr relativ mare de angajați, aproape 100 de colegi care împreună punem suflet în a le da viață, în a le comercializa. Am devenit cei mai eficienți mesageri ai celor mai frumoase sentimente, comercializând aceste vietăți, aceste flori. Aveți un lanț mare de florării, vindeți și online și, într-adevăr, au crescut vânzările inclusiv în mediul online. Sunt 150 de florării pe internet. Spuneți-ne, cine cumpără din mediul online? Din mediul online avem de multe ori surprize. Cumpără persoane care, în mod deosebit români, care se află în altă țară, dar... Trebuie să onorăm comenzile pentru interiorul României. La online satisfacem cererea clienților. Comanda se dă astăzi, mâine ajunge la client, în maxim 24 de ore. Atât bărbați cât și femei, dar doamnele sunt cele mai sensibile la frumos. Și ele comandă foarte mult. Dar surprinzător, foarte mulți bărbați, la fel, comandă plante și flori și le primesc în bună stare. Știu că sunt și doamne care își cumpără singure flori. Spuneți-ne dacă în această perioadă se merge pe florile de sezon, lalele, frezi, narcise sau și trandafiri. Gusturile diferă de la om la om. Depinde și de eveniment, depinde cu ce dorește să aibă în casă clientul. Dar în perioada aceasta, un plus de accent, clienții au în atenție plantele de sezon.
plantele cu bulbi, narcise, lalele, zambile, crocus, iris, muscarii, brândușele, primulele, toate acestea sunt la mare căutare în această perioadă. Motiv pentru care m-am și aprovizionat cu o cantitate mai mare de plante în acest domeniu, care le vom comercializa pentru 1 martie. Vă mulțumim tare mult. Noi mai rămânem aici să admirăm aceste superbe flori. Avem și ceva broscuțe care sunt aici alături de noi și cu care ne putem delecta. Însă, dragilor, cam acestea au fost informațiile pentru voi. Revin cu flori în redacție. Mulțumesc tare mult! Doamne Adina, dar ce vești mi-ai dat, a crescut piața de flori din România. Este pe un trend ascendent. Niciodată n-a avut regres în ultimii ani. În fiecare an se cumpără mai multe flori decât anul trecut. Asta înseamnă că noi bărbații suntem tot mai romantici. Nu, nu, nu. Asta bărbații. Înseamnă că noi bărbații. Noi bărbații. Unde te... Da. Repede te-ai băgat și tu. Aici, aici. Păi nu zisești că ai dat 3 ture de... Ți-ai făcut un calcul că moare floarea. Tu ai o orhidee de plastic care s-a uscat în geam. Îmi place să dau flori rupte, Răzvane. Da, dă-le în ghivești, da, dă-le. Dau, fii atent că dau. Când ăștia, zis lomii, când ai? Când ăștia care sunt mai romantici nu sunt mai romantici pentru că greșesc mai mult. Ciu-ciu. Și doi, când nu mai vă bătăi la televizor, că nu pot să coroborez. Dacă zice vreodată la televizor, la Observator, a crescut vânzările de flori, dar a scăzut bătăile acasă, eu vă cred. Dacă a crescut și vânzările și bătăile, nu e corect. Undeva greșim. Da, buchetele sunt din ce în ce mai mari. Înainte dești un buchetel. Sau o floare. Te duceai cu o floare, că era amară. Ce, puteai să rup din gard. Acum, bă, băiatule, sunt niște geamantane, sunt niște... Da, da, ce, 100 de trandafiri, am văzut noi cu 15 ani la emisiune. Du-te, mă, pe acum cutia aia de carton, care poți ții și mâța în ea după ce... Ce bă, uneori vine curierul la mine la restaurant că și zic, bă, vine curierul cu buchete atât de mari, că e de la amant, nu e de la soț, că nu e nebun nici soțul. Bă, uneori o și vă pe dânsa, se ridică așa într-un fior și vrea să pupe curierul, că nu vede de... Da. Hai să mergem.